În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Fiți credincioși, încercăm de ani de zile să ne păstrăm obiceiul acela de a veni la sfârșitul lunii noiembrie, care în biserica noastră, știm prea bine, este dedicată cinstirii, pomenirii, amintirii răposaților noștri, cercăm să păstrăm această tradiție de a veni aici la Bozieni, la Centrul de Îngrijire pentru Bolnavi. O facem în spirit de credință și ne unim cu toți cei prezenți aici, în acest cămin pentru bolnavi. O facem conștienți că toți avem răposații noștri și măcar o dată pe an, dacă nu de mai multe ori, avem datoria să-i pomenim, să le facem un praznic, să dăm de pomană, să facem rugăciuni și slujbe pentru ei. Dar gândul nostru merge mai departe. Venind aici, în acest centru de sănătate, ne gândim și la atâția bolnavi, de aici și din alte părți, care sunt uitați, părăsiți. Sensul că unii dintre ei nu mai au familie, nu au la cine se raporta, poate nu au îngrijire spirituală suficientă. Din câte știu, îngrijirea sănătății este foarte bine asigurată. Dar iată, prezența noastră aici vrea să spună grija pentru bolnavi, pentru că și ei au răposații lor. Și odată pe an ne unim rugăciunile noastre cu rugăciunile lor, pentru cei dragi ai noștri. Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca pe toți cei pe care îi pomenim să ierte de păcate, să le facă parte cu sfinții și aleșii din ceruri. Domnul nostru Iisus Hristos a spus: Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine chiar dacă moare va trăi, și tot cel care trăiește și crede în mine nu va muri în veci. Ne rugăm Lui pentru răposații pe care dorim să-i pomenim. Anton, Maria, Maria Isidor, Margareta, Eugen, Vasile, Emil, Damian, Genoveva, Maria, Bernaveta, Carmil, Petru, Elena, preot Martin, Giuseppe, Carolina, sufletele din purgator. Preot Anton, Mihai cu părinții, Maria, Petrea, Elena, Vasile, Maria cu părinții, tot răposații familiei. Cei uitați: Ion, Lina, Anton, Catrina, Mihai, Varvara, Vasile, Valeria, Petre, Vasile, răposații familiei. Ionuț, Anica, Vasile, Margita, Petra, Ruja, Ștefan, Emil, Alexandru, Mihai, Roza, Margita, Margareta, Mihai, Iosif, răposații familiei. Iosif, Dumitru, Iosefina, Petre, Verona, Maria, Petru, răposații familiei, cei uitați: Eugen, Petru, Aneta, Adam, Maria, Valerica, Ianuș, Carolina, Iacob, Bernaveta, sufletele din purgator. Mihai, Anton, Constantin, Elena, Maria, Aurel, Ioan, Gheorghe, Vasile, Ana, Maricel, Veroana, Agata, răposații familiei. Petru, Maria, Agata, Veroana, Ana, Maricel, Anton, Andrei, cei uitați: Traian, Tiziana, Ana, Maria, Romulus, Remus, Traian, Augustin, Ana, Leontina, Ana, Doina, Maria, Iosefina, Adela, Clement, Iosif, Aurelia, Inocențiu, Valentin,
răposații familiei, preoți răposați, Mihai, Iojă, Catrina, Paul, Gheorghe, Maria, Pancrațiu, Maria, Mihai, Iancu, Catrina, Ianoș, Maria, Iojă, răposații familiei, sufletele din purgator, Eduard, Martin, Iosofel, Veronica, Margareta, Ioan, Vasile, Maria, Mihai, Nița, Ianoș, Maria, preot Gabor, Pavel, preot Chelaru, Mihai, preot Anton, Dămătăr, preot Iosif, preot Alois, Petru, Maria, Elena, Marița, Ioan, Neculai, Ana, Mihai, Ianuș, Elena, Anton, Angelica, Alexandru, Valerica, Gheorghe, Maria, Costel, Tereza, cei uitați sufletele din purgator, Ion, Iosif, Galina, Mihai, Petrea, Dumitru, Matei, Nița, Martin, Elena, Iojă, Ruja, Ianoș, Ruja și copiii Lucia, Aurel, Bucur, Lina, Petrea, Maria, Anuța, Gheorghe, preoți răposați, sufletele din purgator, cei uitați, Matei, Francisc, Sebastian, Constantin, Alexandru, Constantin, Iosefina, Frenț, preoți răposați, persoane consacrate, răposate, cei uitați, sufletele din purgator, răposații familiei, preot Iosif, preot Ion, preot Dumitru, Vasile, Maria, Dorcu, Neculai, Cătălina, Andrei, Magdalena, Aurel, Maria, Mihai, cei uitați, sufletele din purgator, Adolf, Elisabeta, Victor, Margareta, Petru, Carol, Petru, Maria, Carol, Maria, Ana, Iosif, Valentin, răposații familiei, preoți răposați, Iosif, Maria, Maria, Alois, Dumitru, Anton, Viorel, Damian, Ioan, Aurel, răposații familiei, Victoria, Vasile, Ana, Ioan, Gabriel, Ieronim, Anton, Tereza, Anton, Valentin, Valerian, preot Martin, sora Păscălina, toți răposații familiei, cei uitați, sora Lina și toți răposații familiei. Radu, Petru, Agata, Pavel, Damian, Ieronim, Iulian, Luca, Cecilia, Valeria, Anton, preot, sufletele din purgator, Anton, Maria, Antonia, Mihai, Luca, Năzărel, Valentin, Maxențiu, sufletele din purgator, preot, reposați, Carolina, Vasile, Mihai, Anton, Ludovic, preoți reposați, Martin, Vasile și Genoveva, Emil și Maria, Ana și Vasile, Daniela, Maria și Marin, Elena și Iosif, preot Martin, preot Dumitru, sufletele din purgator, cei uitați, Mihai, Maria, Mihai, Ioan, Dumitru, Elisabeta, Anton, Elena, Aurelia, Elena, Angela, Ioan, Veroana, Petru, Dumitru, Maria, Giurgi, Mihai, Ana, Valeriu, sufletele din purgator. Maria cu părinții, Damian, Petru, preot Andrei Balin, preot Anton Demeter, preot Chelaru, toți preoții răposați, sufletele din purgator, cei uitați, Anton, Aguda, Anton, Petru, Angela, Gheorghe, Iosif, Elena, Eugen, George, Maria, toți cei uitați, Iosif, Maria, Teodor, Maria, Gheorghe, Mihai, Pavel, Anton, Antonel, Petru, Angela, Gheorghe, Barnaveta, Gheorghe, Maria, Petre, Cristian, Andrei, Petrea, Ludovic, Ion, Gheorghe, Anuța, Damian, Maria, Vasile, Verona, preot Luca, preot Bejan, Barnaveta, Gheorghe, Varvara, Mihai, Petru, Andrei, Ludovic, Ioan, Ana, Maria, Damian, Mihai, preot Anton, Demeter, preoții răposați, sufletele din purgator, preot Francisc, Maria, Gheorghe, Petrea, Ruxandra, Maria, Ion, Fănică, Petrică, Maria Virgilie Manuel, Vasile Alexandrei, sufletele din purgator, sufletele care nu s-au mai născut, Isidor, Anton, Martin, Anton, Maria, Giurgi, Nița, Ana, Emil, Gheorghe, Veroana, Mihai, Nița, răposații familiei, preoții răposați, cei uitați, Petrică, Catrina, Anton, Agata, Petrică, Veroana, Gergel, Gheorghe, Anton, Carmil, Iosefina, Frenț, Ileana, Carol, Maria, Vasile, Petrea, Milu, Margareta, Vasile, Ion, Mihai, Victoria, Marița, Mihai, Ion, Iosif, Maria, răposații familiei, Vasile, Gheorghe, Catinca, Iosefina, Carmil, Ștefan, Carol, Maria, Cristi, Costica, Anuța, Mihai, Ion, Victoria, Mihai, Marița, Petre, Vasile, Milu,
Petrea Margareta Ion, preot Iosif Andrici, preot Francisc, sora Celina, răposații familiei, Ioan Costel, Maria Anișoara Ioan, Tinca Vasile Constantin, Ion Ludovic Marcel, Gheorghe Constantin, Alexei Mărioara Costel, Vasile Petrică Emanuel, Victor Grigore, Tinca Viorel, Petru Sufletele din Purgator, Gheorghe Maria Lidia Nicu Pavel, Cecilia Petru Maria Petru Elena, Gheorghe Elena Costica Anuța Cristian Maria, Vasilică Maria Daniel, Petru Lidia, preoții răposați, pruncii nevinovați, binefăcătorii și răposații uitați ai familiei, Romeo cu toți răposații, binefăcătorii ai familiei, Eugen, Maricica, Petru, Agneza, Petru, Cecilia, Anaclet, Viroana, Gheorghe, Maria, Barnaveta, Ion, Tereza, Bernaveta, Ana, Victoria, Anton, Lina, Iza, răposații familiei, sufletele din Purgator, Victor, Maria, Neculai, Dumitru, Sabina, Maranda, Ion, Ana, Anton, Maria, răposații familiei, Valerian, Adela, Elisabeta, Daniela, Agurița, Maria, Ioan, Victoria, Ioan, Ștefan, Constantin, Ioana, Maria, Ioana, Jănița, Victor, Ioan, Victor, Elena, Teodor, Alexandru, Constantin, Ioje, Vasile, Vlăduț, Lucian, Carol, Cornel, Constantin, Toma, Mihail, Dumitru, Lazar, Olimpia, Silvica, Ștefania, Ruja, Mărioara, Aristica, Mihai, Mircea, Stelian, Mihai, Clara, Aneta, Gabriel, Neculai, Olga, Neculai, Anton, Elena, Ionel, Cristina, Maranda, Viorica, Malca, Cornel și răposații familiei, Veroana, Ion, Iosefina, Mihai și sufletele din Purgator. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, a chea și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moartea mea adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceea care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioște vom întâmpina. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, odui-n veșnica lumină, să te slăvească neîncetat. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. De fapt, dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Așadar, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. Căci pentru aceasta a murit și a înviat Hristos, ca să fie Domn și peste morți și peste vii. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște de pășuneți, mă conduce la Călăuzește
arări drepte de dragul numelui Său. Iar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, stoiacul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei, îmi ungi capul cu lemn și paharul meu e plin de serevarsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Aleluia! Viața spune Domnul, cine crede în mine nu va muri în veci. Aleluia! 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 Domnule să fie cu voi! Și cu Duhul Tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Iisus a spus ucenicilor Săi, să fie mijlocul vostru încins și luminile aprinse, iar voi fiți asemenea oamenilor care își așteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă, de îndată ce vine și bate la ușă. Fericiți acei servitori pe care stăpânul îi găsește veghind atunci când se întoarce. Adevăr vă spun, se va încinge, îi va așeza la masă și venind îi va servi. Fie că va veni la miezul nopții, fie că va veni spre dimineață și va găsi astfel, fericiți vor fi. Să știți aceasta, dacă stăpânul casei ar ști ora la care vine hoțul, nu ar lăsa să îi se spargă casa. Fiți și voi pregătiți, pentru că Fiul omului va veni la ora la care nu vă așteptați. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Fraților și surorilor, toți aceia care au murit în Hristos, rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. În rugăciunea pe care astăzi o înălțăm pentru biserică, pentru întreaga lume, voim să ne amintim în chip deosebit de toți aceia care au mers înaintea noastră cu semnul credinței, de toți credincioși și răposați pe care i-am pomenit mai înainte. Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor acelora care mor întru Tine. Fraților, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-i pe toți oamenii, ca în faptele vieții lor să nu uite de viața viitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemn la fapte bune și încredere în Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Descoperă-le tuturor popoarelor puterea cu care L-ai înviat pe Fiul Tău și călăuzește-le pe calea mântuirii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Răsplătește-i cu bucuria veșnică pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii noștri care au trecut din lumea aceasta. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește ai primi în lăcașurile veșnice pe părinții, rudele și prietenii noștri răposați. Te rugăm, ascultă-ne! Primește în fericirea fără de sfârșit și sufletele de care nimeni pe pământ nu-și mai aduce aminte.
Te rugăm, ascultă-ne! Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău pe care biserica o aduce pe Sfântul Altar, te rugăm prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a tuturor sfinților să eliberezi sufletele celor răposați de orice legătură a morții, primindu-le în lumina fericirii veșnice, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele răposaților pomeniți, pentru care scumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei el voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei el voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei! Hristos, îndură-te de ei! Să ne rugăm cu toții împreună, așa cum ne-a învățat Iisus, Tatăl nostru, să spunem împreună. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne, ascultă rugăciunea noastră și strigarea noastră să vină la Tine. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, Tu ești lumina credincioșilor și viața sfinților. Tu ne-ai mântuit prin moartea și învierea Fiului Tău. Te rugăm, fii milostiv cu slujitorii Tăi pe care i-am pomenit și învrednicește-i să Te vadă în strălucirea veșnică, pentru că au crezut în misterul răscumpărării prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna veșnică dă-o lor, Doamne. Și lumina fără sfârșit să ne strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Ne apropiem de sfârșitul rugăciunii noastre. Înainte de a ne lua rămas bun, am vrea să vă adresăm tuturora celor prezenți aici, atât bolnavi cât și personal ajutător, auxiliar, să aveți parte de sărbători frumoase de Crăciun. Suntem deja în timpul postului mic, timpul postului Crăciunului și ne pregătim pentru Crăciun, pentru nașterea Domnului. Vă dorim din toată inima să aveți parte de o pregătire cât mai frumoasă pentru Crăciun și de sărbători frumoase de Crăciun. Sensul acesta, credincioșii de la Roman, împreună cu preoții care suntem aici prezenți, vrem să vă lăsăm un dar de la Moș Crăciun, tuturora. Vrem să vă cântăm o colindă, tuturora. Vrem să vă binecuvântăm paturile, locurile unde stați fiecare. Vrem să trecem prin salon doar preoții, să vă binecuvântăm, să vă sfințim cel loc unde suferiți, unde vă duceți fiecare dintre dumneavoastră crucea de fiecare zi. Între timp vom cânta
o ce veste minunată, acest colin așa de frumos, așa de cunoscut, pe care vă rugăm să-l cântați împreună cu noi. Și vă vom oferi fiecăruia un dar de la Moș Crăciun. O ce veste minunată! Să mergem și să trăim în pace. Mulțumim Lui!